Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt au intervenit cu auto specială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o auto specială pentru cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice sau radiologice și o auto specială pentru primă intervenție. La fața locului a sosit și o echipă de la firma de distribuție a gazelor. Au fost evacuate 20 de persoane, 16 adulți și 4 copii și au fost ventilate două scări de bloc. În urma unui apel la 112 care anunța miros de gaz pe casa scării la blocul 9 de pe strada Ecaterina Teodoroiu, la scara C, au fost alertați pompierii de la detașamentul Slatina. Au fost evacuați 20 de cetățeni, este vorba de 16 adulți și 20 de copii care locuiau pe scara C. Ulterior, în urma măsurătorilor și a ventilării celor două scări de bloc, respectiv scara C și scara D, cetățenii s-au putut întoarce în siguranță în locuințe. Sursa probabilă, o butelie cu gaz metan care a fost descărcat accidental în exteriorul blocului.